am continuat să scriu și mi-am lansat în paralel un business cu farfurii. Cu mesaje. Cu mesaje. Că nu erau. Nu erau. Și mesajele le-ai gândit tot tu? Da, m-am îmbătat într-o seară. A, asta mă, aici vreau să ajung, de fapt. Și am zis să scriu tot ce-mi vine în cap. Le-am pus pe o foaie de Word. Da. Așa. Și m-am trezit a doua zi dimineața, am citit ce tâmpenii am scris. Din acele tâmpenii au rămas câteva mesaje care mi s-au părut mișto și când eram trează. Și au ajuns pe farfurii. Mă duc la bancă, toată lumea mă întreabă: de la de la ce firmă sunteți, domnișoară? Chicineta. Cu capa? Nu. Da. Bună, Oana! Bună! Ce faci? Bine! Mă bucur că am venit la tine. Da? Da. Te-am citit azi noapte pe blog și m-am stricat de râs. Așa ești tu de obicei? Nu, doar în scris. O să vezi că nu sunt foarte amuzantă în rest, deci nu știu ce o să facem în interviul ăsta. Cum ești tu de fel? Așa? Cu glumele la tine? Cu vorbe? Cu tot? Ai răspuns la orice? Nu. Dacă am răspuns, am răspunsuri proaste la majoritatea lucrurilor. Sunt mult mai spontană în scris, din păcate. Da. Și da. Îți place să scrii mai mult? Deci să vorbești? Da? Da, mult. Mult mai mult. De ce? Întotdeauna am fost așa. Mi se pare că mă exprim mai bine. Mai bine în scris? Da. Mi se pare că transmit mai bine ce vreau să spun. Adică dacă văd un pantof și vreau să-l descriu în scris, o să iasă mult mai mișto decât dacă vreau să descriu sandalele tale și o să zic: ce sandale drăguțe ai! Foarte frumoase! Dar după ce pleci, poți să-mi dai un mesaj în scris despre sandalele mele. Exact, așa facem. Poate, știi? Și îl postăm și vedem reacții. Ce și cum. Da. Da. Dar tu de unde ai pornit așa? Adică tu ai un background de... De facultate neterminată, ca să zic așa. Ai făcut mai multe, știi? E un cumul așa la tine. Da. Și n-aș ști să spun ce profesie ai. Nici eu. Deci va trebui să o lămurim. Am lucrat vreo 6 ani în presa Glossy. Deci dacă vrei să-i spui așa, am fost jurnalist de revistă Glossy. Adică scriam despre sandale, da, parfumuri, rochii. Da, deci, da. Deci știi ceva de acolo. Cât de cât. Cât de cât. Așa. Apoi m-am mutat la un magazin online cu haine, unde am învățat eu cum stă treaba cu comerțul online. Da, Not bad. Așa, apoi m-a lovit pasiunea gătitului, brusc, într-o zi. Dar de unde te-a lovit? Asta e o poveste puțin mai lungă. Vrei varianta mai lungă sau varianta mai scurtă? Foarte scurtă. Varianta foarte scurtă este că m-am trezit într-o după-amiază în care eram foarte deprimată. Foarte, foarte, foarte. Plângeam. Deci era nasol. Ningea afară. Așa. Și am zis: băi, eu o să fac pizza azi. Știi ce? O să fac eu niște pizza. Nu mai gătisem absolut nimic în afară de o prăjită sau ce. Așa. M-am dus, am făcut pizza și mi s-a părut că a fost cea mai bună zi din viața mea de până atunci. Și am zis că asta vreau să fac cât pot și cât mă mai ține pasiunea. Apoi m-am angajat la revista Good Food. Da. Datorită acestei pasiuni. Și după revista Good Food, care s-a închis la un moment dat, în păcate, începusem să scriu pe blog din timpul revistei. Și am continuat să scriu și mi-am lansat în paralel un business cu farfurii. Cu mesaje. Cu mesaje. Că nu erau. Nu erau. Asta a fost... Erau niște căni. Erau niște căni, da. Prin magazine dubioase. Triste. Și cu niște mesaje foarte generale pentru cea mai bună mamă, cel mai bun tată și cu toții suntem cea mai bună mamă și cel mai bun tată, dar am vrut să fac ceva pentru gagicile ca mine, care... Ca tine cum? Care... Care vor să se mai amuze din când în când. Am înțeles. Și mesajele le-ai gândit tot tu? Da, m-am îmbătat într-o seară. A, asta mă, aici vreau să ajung, de fapt. Și am zis
să scriu tot ce îmi vine în cap. Le-am pus pe o foaie de Word. Da. Așa. Și m-am trezit a doua zi dimineața, am citit ce tâmpenii am scris. Din acele tâmpenii au rămas câteva mesaje care mi s-au părut mișto și când eram trează. Uh-huh. Și au ajuns pe farfurii. Foarte tare. Deci dintr-o băută. Da. Acum să înțeleg toată lumea că erai... Nu, că nu mai puteam să scriu. Nu. Și plus că nu ajung niciodată în punctul ăla. Eram așa, la. Adică așa, într-o stare... Da, într-o stare de bine, exact. Deci dintr-o sticlă de vin, ies niște mesaje mișto pe niște farfurii care se vând pac. S-au vândut pac primele pe care le-am făcut. Și atunci când le-am făcut, a fost o joacă. Eu încă mai aveam jobul la Good Food, pentru că nu se închisese revista. Și am zis, hai să le facem, să vedem ce se întâmplă. Că putea să nu le cumpere nimeni, fiindcă nu știam, nu mai exista un precedent. Habar n-aveam dacă toată lumea e ca mine. Da. Așa. Și am făcut vreo 100 și ceva de farfurii. Ai făcut eu. Și s-au vândut, în retrospectivă, mi se par puține. Și s-au vândut în câteva zile și am zis, ia uite ce business am făcut. Sunt business woman așa peste noapte, da. Da. Nu, am zis că ok, înseamnă că sunt mai multe gagici care gândesc ca mine și preferă genul ăsta de obiecte pentru ele, pentru cadou, pentru orice. Și aș putea să continui în direcția asta. Și Kitchineta? Kitchineta este blogul meu și brandul pe care l-am asociat farfurilor, pentru că era un cuvânt mișto. Este. Fiindcă într-o kitchenette am învățat eu să gătesc. Să gătești, da. Este în continuare, mi se pare că e un cuvânt foarte mișto. Îți mulțumesc. Se pare că nimeni nu știe să-l pronunțe foarte bine. Foarte creativ, da. Când mă duc la bancă, toată lumea mă întreabă. De la de la ce firmă sunteți, domnișoară? Kitchineta. Aia. Cu capa? Serios? Nu. Da. Este foarte adevărat. A, nu cred. Și ce face Kitchineta mai departe? Deci asta a fost acum 2 ani, zic bine, primele farfurii? Un an jumate, da. Un an jumate, da. Da, cam așa. Și acum unde? Farfurii și se mai adaugă ceva. Am încercat să dezvoltăm toată povestea cu farfuriile. Am încercat să facem niște fețe de masă, pe care le-am și făcut, care au mers foarte bine. Și am diversificat gama cu boluri, cu mesaje, căni, platouri cu mesaje. Pentru copii nu faci? Nu știu să fac pentru copii, fiindcă nu sunt mamă. Și m-am gândit că atunci când o să fac un copil... Dar poți să întrebi o mamă, știi? Aș putea, da. Așa, când o să faci un copil, doi... O să fiu mai în temă cu subiectul și o să pot să fac niște mesaje dedicate. Până atunci mă limitez la mesajele pe care, cu care mă identific eu foarte... Pentru oamenii mai liberi. Da, nu neapărat liber. Sunt foarte multe mame care îmi cumpără farfurile, dar nu le cumpără ca să mănânce copiii din ei. Pentru că sunt sex. Da. Și poate nu e cazul. Ei, nu că n-ar ști copilul dacă e mai măricel ce e ala. Da, depinde de vârstă. Da. Da, deci farfurile pentru copii o să se întâmple probabil când o să fiu eu mamă sau când... Da. Mi-ai dat tu ideea, o să vorbesc cu mamă, cred că e mai simplu. Da. Sau pentru animale. Ar fi mișto. Niște zic, boluri. Pisici, câini, așa? Că da, și ei mănâncă, nu? Tot din... Mănâncă. Ar fi poate funny. Fi o extensie. Ar putea să fie. Da? Câinele meu este stupid. Câinele meu, eu am un câine, un golden retriever și este... Are IQ mic. Este foarte simpatică, dar el nu știe pe ce planetă se mă, află. Da. De ce? Cred că e așa e natura lui. Până la urmă, adică... Eu cred că e haios. Puțin mai înceată, da. Da? Pe mine mă ajută că nu gândește foarte bine, că nu deschide uși. Aiurea. N-ai așteptări foarte mari de la el. Exact. Îți ține compania. Asta exact, este exact. Cel mai important. După cum îi spune numele, animal de companie. Animal de companie. Mă, dar acum e cu hamsterul ăla pe care l-ai găsit în hamster era? Da, am găsit. Pe care l-ai găsit la metrou? Am găsit un hamster la metrou. probabil ai citit azi noapte pe blogul meu. Ți-am zis! Era în primul an de facultate sau da. Chestii primul sau al doilea an de facultate și fusesem într-un club în centru vechi pentru că petreceam la vremea aia și m-am dus la metrou pentru că pe vremea aia mergeam acasă cu metrou de la 5 dimineața, că atunci se dădea drumul. Și m-am dus eu așa frumos, coboram la metrou și am văzut, eram cu prietenele mele, și am văzut un acvariu
care avea un hamster în el. Și am zis că nu se poate așa ceva. Fetelor, ce am băut în seara asta? Și am stat așa 5 minute, ne-am uitat toate la hamster și l-am luat acasă. Nu poți, găsești un hamster la metrou, îl iei. Îl iei, punct. Nu discuți. Și cine l-a luat? Tu? L-am luat eu. Și a doua zi dimineața m-am trezit, mi-am dat seama că eu nu-mi doresc un hamster, așa că l-am dus lui mama la Pitești. Am zis, mamă, uite, cadou pentru tine, ceva frumos. Și a trăit hamsterul, mai ai? A trăit, nu îl mai am, a murit. Mama spune că din cauze naturale. Eu nu știu. Nu ești convinsă? N-am foarte bucuroasă că l-am dus. Da. Eu cred că a fost un pic chinuit. Probabil. Cum să abandonezi un hamster? Adică înțeleg să abandonezi... Ba. Era mișto să găsești un acvariu cu pești, frate, în el. Cred că era foarte complicat să duc cu metrou. Mi se părea, pești. Mi se părea maxim. Și eu sunt convinsă că dacă îl găseai cu pești, tu îl luai. Mai există acolo pe blog. Uh-huh. Și eu am căutat, dar după aia mi-am dat seama că nu ai scris încă, pentru că am înțeles că trebuie să strângi informații și cunoștințe. Știi ce vreau să te întreb? Da, nu? Scris foarte multe de femei, dar bine, tu zi. Nu, asta mie mi s-a părut maxim, așa zic că trebuie să te întreb. Cum faci să ai o candidoză fericită? Trei pași simpli spre o candidoză de succes. Așa, deci, de succes? Da. Da. Pentru că trei pași pentru o candidoză de succes. Aceste două. Bă, deci mi se pare că este... O să-l scriu. Deci eu chiar te rog. Este genul de chestii despre care lumea nu vorbește pentru că da, n-am. Dar tu stai să strângi informații acum despre asta sau că scrie acolo că împreună cu prietena colega ta, Ramona. Da. Cred că adunați. Adunăm, acum, da. Povești ale femeilor da. Care au trecut prin această experiență. Cum pentru ți-a venit ideea asta? Vorbeam cu Ramona într-o zi despre ce am mai putea să scriem pe blog. Despre lucruri despre care nu scrie nimeni în general. Ce ar fi să scriem noi despre candidoză dacă tot? Zis, păi tu ai... Informații? Informații ai de unde? Să am, nu pot să zic de unde, da. Și tu ai, da. Bine, păi hai să scriem despre asta. Cum putem învinge candidoza împreună. Scrii o dată pe săptămână sau când îți vine ideea? Când mi se arată. Adică, inspirația. Când am timp și când am chef și când îmi vine inspirația. Dacă am o perioadă în care sunt mai tristuță, nu da. Scriu. Dacă mă simt bine, scriu. Destul de simplu. Dar asta cu tristuță, eu pe tine nu prea te văd așa foarte des tristuță. Toată lumea e tristuță din când în când, nu? Păi ia să zic... Foarte rar aș vrea să văd că ești tristuță, că așa, din ce mi-am dat eu seama, ești destul de volubil așa și de carismatică înscris, și de... Înscris. Ești o drăguță. Da. Și de... Ba da. Eu cred că genul ăsta de text, de scris, lipsește așa puțin. Mulțumesc. Dacă te uiți și pe alte bloguri, știi? Și cum iei tu totul așa într-o glumă foarte mișto și de-a spus cu un adevăr subtil și, știi? Așa și cu o sticlă de vin, cu paharul, dar am băut două pahare, stați să vă zic. E foarte mișto împachetat acolo. Eu sunt convinsă că strategia și împachetarea tu ai gândit-o dinainte ca să fie cumva la genul ăsta. Dar este și o parte din tine, adică așa ești tu. Da, este o parte din mine, adică cu toți avem niște experiențe nasoale, pentru că asta e viața și trecem prin ele și ne enervează lucruri și nu ne plac lucruri. Și eu sunt, personalitatea mea e mai degrabă îndreptată spre a vedea partea negativă a lucrurilor, în prima fază. După care încerc să mă gândesc. Ești așa. Dar pot să trec peste asta într-un mod funny sau pot să fac mișto de ce mi s-a întâmplat. Cred că ce încerc să fac este să... Publicul meu este... alcătuit din gagici. Blond. Da. Cacă-s blonde, poate mai bine. Primim și brunete. Da, e bine. Așa. Gagici de... Na, care cumva... Suntem așa, niște fete care gândesc la fel. Și la fel. Oarecum. Avem niște valori comune să mai exprime legat. Exact. Da, și toate trecem prin niște chestii la un moment dat. Cu toate trecem prin tulburări alimentare... candidoză, despărțiri, chestii din astea care ți se întâmplă. Nașteri. Da. Depresii de după. O grămadă. Și ok, se întâmplă, sunt nasoale
Și la un moment dat poți să le privești cu alți ochi și să faci mișto de ele și te ajută să faci mișto de momentele nasoale prin care ai trecut, pentru că după aia, când treci printr-un moment nasol similar, îți aduce aminte, bă, n-am murit atunci când s-a întâmplat, n-a fost chiar atât de grav, a fost... Deci nu o să mor nici acum. Exact. Acum, din experiența ta acumulată, din anii ăștia și din ce vezi că se întâmplă așa în jurul nostru, în jurul tău, mesajele vor fi mai serioase cu fanii? Sau să fii un pic tăioasă, poate. I'm thinking. E o întrebare foarte bună. Aș putea să încerc să fiu un pic tăioasă, doar că eu nu știu... Eu am o graniță foarte fină între a fi tăioasă și a fi țărancă, direct, știi? Adică nu știu să mă opresc. După un anumit Păi da, dar oricum n-ai loc să scrii prea mult, știi? Corect, adică... să scriu prea multe. Da. Dar încerc, când fac mesajele, încerc să nu le fac agresive sau răutăcioase. Nu agresiv, un pic tăios și îți spun și de ironice, ce. Ironice, adică. Ironice, ok, e mai bine. Îți spun și de ce, pentru că eu tot în toate textele tale și în tot ce am citit eu și nu știu ce, spun din nou, există gluma. Există fanii acolo și nu știu ce, dar tu ai o subtilitate în ce scrii. Nu, chiar vorbesc serios. Tu ai o subtilitate și tu încerci să dai ceva prin fanii ăla și prin toată, știi, tot cumul ăsta de fanii, de, ți-am zis, cu vinul, cu Redem știu ce, glumim, cu textul, da. Dar acolo, în final e o concluzie. În final e o subtilitate undeva. Da? Că și dacă scrie despre candidoze, da, cum ai zis tu, da? Încerci să scrii despre... Păi nu scrie nimeni despre candidoze. Corect, vezi? Tu încerci să iei, să spui despre subiectul ăsta, dar într-un fel funny, da? Da? Și haios și caragios în și nu știu ce. În care te trecem prin asta. Exact. Și nimeni nu vrea să scrie despre candidoze. Come on, cine o să scrie? Păi o să scrie Oana, dar uite cum îl scrie. Poate niște reviste de sănătate. Da, dar uite... Formula AS. Exact, Urzica. Știi? O știi pe Urzica? Da. Ala e, știi? Dar tu, de fapt, subtil undeva, tu ai un mesaj. Da. Și de asta spun că și mesajele astea de pe Farfree, până la urmă, ele spun ceva. Da. Și cât de funny o să fii la următoarea colecție? O să fii funny sau o să fii tăioasă sau... O să încerc să fac o combinație între astea două. Uneori mie, când vine vorba de farfurii, am niște emoții în a mă duce într-o zonă de care nu sunt foarte sigură. Uh-huh. Adică dacă aș fi așa tăioasă cum spui tu, mi-ar fi frică că nu se înțelege de fapt ce vreau să spun. Uh-huh. Sau că mesajul ar fi interpretat altfel decât... Așa că va trebui să găsesc o variantă de a fi și funny și tăiasă în același timp. O să te sun. Deci îți trebuie două sticle. Da, nu trebuie două sticle, nu. Eu după un pahar sunt ok, după două mă culc, deci... Păi atunci trei. Ok. Pahare ca să iasă partea tăioasă, știi? Da. Și după aia dimineață când te trezești zici, ok, mai tăiem un cuvânt. Ok. Pizza time, acum. Te-ai gândit vreodată să faci un set complet? Da. Și voi face. Urmează. Serios? Urmează, da. Știi, cu tot ce trebuie. Polonii, cu... Cu tot cu tacâmuri? Da. Da? Da. Nu m-am gândit la tacâmuri. Nu, bă, ce vreau să fac este un set complet pentru servirea mesei cu farfurii. Farfurii de ce înseamnă farfurile de... Da. Aha. Foarte multă lume mi-a cerut... Set să complet? Să fac seturi, da, și chestii pe care să le poată face cadou la... Nunți, botezuri, cum adică cu mesaje dedicate, special, personalizate pentru... Da. Ah, da, mișto. Sau, na, pentru nunți mi s-au cerut foarte multe și din să nou... Pui miri. Zis, nu pot pentru că nu sunt maritată, nu știu ce faceți voi acolo. Păi nu, iei un prinț și o prințesă și îi pui pe farfurie, așa, bot în bot, știi? Corect. Pe ce site intri dimineața? Facebook? Vai, da, intru pe Facebook. Păi și ce? E o crimă? Nu, dar... E ca și cum ai mâncat o prăjitură? Deci nu, dar încerc să mă gândesc la mine ca la un om care nu stă pe Facebook tot timpul. Stă pe Instagram. Nu, Facebook. Da. Ce te face să dai un follow? Chestiile, postările negative. Mm-hmm. Atentate. Um,
postări despre cum nimic nu merge în țara asta, despre cum primăria a pus nu știu ce beculețe. Am înțeles, sunt nasoale, au costat mult, este nașpa, doar să depășim momentul, da, totuși, n-avem da. Ce să păi facem. Păi da, știi că dacă postează unul, pe aia postează, nu știu câte, zeci de mii, da, postează aceeași chestie. Asta va schimba cum gândește doamna Firea. Sunt clar, sigură. Că ea și urmărește asta, știi? Mm-hmm. Da. Da. Unde interzice telefoanele? Peste tot. Peste tot? Nu. Aș interzice telefoanele în... Wow! Mi-ai pus o întrebare foarte grea. Cred că în dormitor. Dormitor? Da. Când te culci? Da. Sau? Sau când știi tu. Păi cum? Să te uiți și uiți și să... Nu înțeleg. Știi sau că... să-l ai în... pentru orice eventualitate. Să fii, în caz că vrei să filmezi. Nu. Să fugi. Exact, nu. N-aș interzice telefoanele, aș vrea ca mai multă lume să aibă telefoanele pe silent. Păi și dacă e surd? Nu știu să se descurce. Ah, bine. Să vibreze. Ce tic verbal ai? E cu P. Ah, și eu. Și nu e pensulă. Nu e pensulă? Nu. Ah, ce mișto. Ah, e ăla altul, da, da, da. Da. E des? Este des. Și m-am obținut foarte mult în acest interviu. Nu cred. Da? Da? Da, îl spun. Dar poți să-mi spui. Sunt am suflet de tirist. Da. Spune-mi ce țăcăneală ai. Nu am nicio țăcăneală. E, hai. Nu, serios. Cum să n-ai nicio țăcăneală? Nu există. Cum definești tu țăcăneală? Un fix. Dacă ai un fix. O țăcăneală. Și ești perfectă sau... Îmi place să cred că da. Nu, nu, serios, n-am niciun fix. Singura chestie pe care pot să o fac constant și care mă enervează este să fiu isterică atunci când plătesc la casele de marcat. Pentru că mi se pare că toată lumea care lucrează la o casă de marcat se mișcă foarte încet și eu stau foarte prost cu nervii. Și îmi să urmă. Se mișcă încet și... Da, și trec așa produsele pe bandă. Pip! Asta are același preț la RAF, domnișoara, v-ați uitat? Nu știu, mai repede. Pip! Hârtia asta igienică este super de calitate. Dar a, încearcă să comunice cu tine. Da, 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 da. No. Ce nu ai mâncat niciodată? Râme? Râme? Nu. Aș mânca orice. Orice? Aș mânca orice care nu mișcă. Există țări în care te duci și îți dau de mâncare lucruri păi care puiul mișcă. Mișcă. Mișca și el odată. A, am înțeles. Să numește când îl mănânc. Ce nu ai face niciodată? Ce nu aș face niciodată, da? Ar fi să sar cu parașuta sau orice obiect similar. Nu. No. Îmi place viața. Îți place viața, pe pământ, da. Nu în altă parte. Sunt ok. Ce nu ar trebui să spună o femeie despre ea niciodată? Noi, ca femei, avem niște prejudecăți cu care plecăm în această viață lungă. Ne naștem cu ele. Poate. Și poate pe unele le învățăm. Și am auzit multe gagici care spun despre ele că sunt, cu alte cuvinte, dar că valorează mai puțin decât valorează, de fapt, și au o părere nerealistă despre ele, în sensul că este mai proastă despre... Nu se apreciază. Da. Cunosc multe găgici care nu se apreciază suficient și care n-au încredere. Da, sunt foarte multe femei. Pot să facă. Așa e. Așa e. Cam tot ce își pun în minte. Pune-mi rou vegan sau slană cu ceapă? Ambele. Da? Da. Le combin? Nu mi se pare că se exclud. Păi poți să mănânci rou vegan cât timp nu faci din asta un stil de viață, e foarte ok să mănânci rou vegan, pentru că există foarte multe lucruri rou vegane extrem de bune, cum și slana cu ceapă e bună și poți să mănânci dimineața rou vegan, slana cu ceapă la prânz și seara rou vegan. Din nou. Da. Da. Ție ce-ți place să mănânci? Orice. Orice. Am o pasiune pentru sushi în ultima vreme. Așa că mănânc sushi într-un mod isteric. Și dacă ar fi să gătești, ce-ți place să gătești cel mai mult? Paste. Paste? Știu că sunt plictisitoare, dar asta e. Nu, de ce? Paste cu bacon, usturoi și sos de roșii și ardei iute. Pentru că sunt gata în 10 minute și... Serios? E ok, da. La mine nimic nu e gata în 10 minute.
decât două ofierte. Și alea poate mai durează. Și alea mai durează, da, depinde cum le vrei. Exact. Nu? Am înțeles. Ai succes? Da. Cred că da. Pentru cât de mult succes îmi doresc eu să am, da. Aș putea să am mai mult succes. Dar nu e un scop în sine. Adică eu sunt fericită cu ce fac și cred că asta este definiția succesului pentru mine. Pentru tine este asta? Eu sunt convinsă că tu ești super fericită cu ce faci. Da, cu ce fac, da. Sunt fericită. Nu e, fericirea asta e așa o chestie. Nu e ceva stabil. Da, e adevărat. Ai ajuns da? Acolo și ești fericit. E toată munca asta interioară pe care o faci cu tine ca să ajungi undeva și să încerci să faci ce-ți place. Da, dar trebuie să ne dorim asta, știi? Toți vrem să fim fericiți, să fim sănătoși, să fim... Da, și să avem și succes. Să fie altfel. Da. Dar e... Cred că e o perspectivă complicată, adică toate revistele și tot internetul care ne învață că 10 pași siguri spre fericire. Exact. Căcat. Exact. Exact. Nu există. Nu există. E o chestie foarte personală și ține de experiență și uneori nu ai. Adică sunt zile în care nu merge nimic. Și aia e. Trecem corect. Peste. Îți doresc multă inspirație. Îți mulțumesc. Pentru următoarele mesaje. Da. O să te sun. Să știi că... Să mă consult cu tine. Nu, nu cu mine. Nu? Adică, da, să știi că am câte așa, pot să stau să mă gândesc într-o noapte și să fac și eu o listă și dacă îți place ceva... Perfect. You're welcome. Da? Gata, ajutor gratuit. Mulțumesc. Mulțumesc. Mersi că ai venit în primul rând. Mulțumesc că m-ai chemat. Cu drag. Mi-a plăcut. Cu drag.